Gripa face primele victime în Prahova. Potrivit ultimei raportări înregistrate pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică, 2 prahoveni și-au pierdut viețile din cauza temutului virus gripal de tip A. Este vorba despre o femeie de 65 de ani și un bărbat de 46. Ambii aveau afecțiuni medicale preexistente și nu erau vaccinați antigripal. Femeia a decedat săptămâna trecută, iar bărbatul a murit chiar în cursul acestei zile. Numărul morților la nivel național crește astfel la 7. În Prahova, tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu gripă. În săptămâna anterioară, la Direcția de Sănătate Publică au fost înregistrate 356 de cazuri. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul acestora este mai mare, în 2019 fiind raportate 212 îmbolnăviri. În rândul populației s-a creat o adevărată isterie din cauza gripei. Măștile chirurgicale se vând în farmacii ca pâinea caldă. Măști chirurgicale aveți? Da. Dați-mi și mie o măscuță. Cât costă? 50 de bani. Camerele de gardă ale spitalelor de pediatrie sunt asaltate de părinți care vin cu micuții la consult și pentru un simplu strănut. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Prahova spun însă că părinții ar trebui să se adreseze mai întâi medicilor de familie și menționează că acest sezon gripal nu este mai grav decât cel din anii anteriori. Nu este un lucru bun, este regretabil pentru că se supraaglomerează unitățile de primire urgențe și camerele de gardă și afecțiunile cu adevărat grave sunt nevoite să aștepte mai mult timp. Primul cadru medical care trebuie să fie consultat este medicul de familie. Gripa din acest an este o gripă sezonieră, nu este nici mai severă decât acum un an sau acum 2 ani, nici mai ușoară, este gripa cu care ne confruntăm în fiecare sezon de iarnă. Faptul că situația cazurilor de gripă din acest an nu iese în evidență comparativ cu alte sezoane este remarcat și de către președinta Colegiului Medicilor din Prahova. N-aș putea să spun că este o incidență mai deosebită a gripei față de ceilalți ani. În principiu, sigur că la cabinet speriați vin, mai ales cu copii, dar nu numai, foarte mulți pacienți în această perioadă, în acest context. Este bine ca populația să știe că este o perioadă de viroze respiratorii și să încerce să ocolească zonele aglomerate sau dacă lucrează chiar în locuri unde există un contact cu multă lume, da, cu populație deosebită, ținând cont că ele se propagă și se iau respirator, sigur că e important să se ferească cât poate. O persoană trebuie să se prezinte neapărat la medic atunci când are febră mare. Există câteva simptome clare ale gripei. Avem câteva elemente clinice ale gripei, care sunt caracteristice, respectiv febră mare, mialgii, dureri de cap, da? Deci toate aceste elemente trebuie să existe ca să diagnosticăm gripă. Cea mai bună armă împotriva gripei rămâne, spun medicii, vaccinul antigripal. Anul trecut în Prahova au murit din cauza gripei 34 de oameni.